acasă, mă duc în sufragerie și stau pe canapeaua mea, care este singura care mă liniștește, mi-alungă orice tristețe. Bineînțeles că lângă mine iau și pe fetița mea, Irina, Alesia. Ce fac, mami? Bine, mami, tu ce faci? Bine. Uite ce te-a adus, mami. Poftim, da. Dar înainte să o primești de tot să fie a ta, că eu am cumpărat-o, vreau să îmi spui o poezie. Spune-mi poezia cum e unică, dacă o știi. Zim tu, că mi-am uitat-o, mami. Mi-a unică e o pisică. Mi-a unică e o pisică. Mică, mică, mititică. Mică, mică, mititică. Cu mustățile de nea. Cu mustățile de nea. Și cu bode. Și cu bode. Catifea. Catifea. Acum dacă tu îmi spui asta, o vei primi tu, ți-o dau ție de tot. Păi hai să după tine. Nu, 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 nu fii șmecheră. Spun-o tu singură, din nou. Am uitat, mami. Bine, te iert, ți-o dau. Mulțumesc. Poftim și spunem dacă tu azi ai mâncat. Nu, aștept să-mi faci nu ceva. Nu ți-a dat nimic mama e de mâncare? Nu. Nu? Nu. Atunci nu ne vom juca să te învăț cu cariocile să desenezi. De ce? Pentru că nu ai vrut să mănânci. O să mănânc, promit. O să mănânci? Da. Ce vrei tu să dea mami să fac? Ciureuț. Da, vrei să desfacem canapeaua, să ne odihnim puțin, că e și mami obosită ca veni. Eu zic că aici ar trebui să intervin în rolul de tată, da. Care vine acasă posomorât și care spune, fetele, afară la joacă. Pentru că cele 30 de secunde... Foarte obosit, soțul meu. Începe meciul. Da. Ia terminați cu mâncarea și cu astea acum, doamne. Da? Și mami, vrei să desfacem canapeaua, să stăm puțin pe ea, să ne simtem cu facem noi de noi mai bine. Tati mai durează până vine, mami. Tati!